Acum vreau să vă spun un lucru. Și am observat lucrul ăsta în rugăciunile noastre. Și eu fac la fel. Ne tânguim și spunem înaintea lui Dumnezeu că nici rugăciunile noastre nu sunt bune, nici pocăința noastră nu sunt bune, nici faptele noastre bune nu sunt perfecte. Și așa este. Nu există nimic ca perfect la noi. Dar să nu vă imaginați vreodată că lucrurile astea imperfecte nu sunt acceptate de Dumnezeu. Adică imaginați, noi venim aici, facem totul imperfect și totul este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu e supărat tot de fiecare dată, indiferent ce facem, bine sau rău, că totul e imperfect. Lucrurile nu sunt așa. Este greșit să gândim lucrurile așa. Prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos, prin sfințirea pe care o lucrează Duhul Sfânt în viețile noastre, ceea ce aducem înaintea lui Dumnezeu este o slujbă duhovnicească plăcută lui Dumnezeu. Citiți o grămadă de texte din Noul Testament. Nu datorită nouă înșine, ci datorită lui, dar ele sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Că la un moment dat te zice, bă, ce să mai fac oricum, ăștia zic în continuu că nimica nu-i bun. În tot e păcat. N-are sens, dar ce să mai bat capul, că oricum nimica nu-i bun. Am cântat, n-am cântat din toată inima, că sigur am cântat chiar din toată inima 100%, da? M-a rugat, nu m-a rugat bine 100%, am ascultat mesajul, nu am ascultat mesajul chiar cu inima total deschisă, nimic nu-i bun, mai bine nu mai fac nimica. Nu trebuie să gândim așa, sub nicio formă. Ar trebui să ne dăm tot interesul să ne folosim de metodele Harului, cum le numim noi, de mijloacele Harului, să-i dăm glorie lui Dumnezeu prin lucrurile acestea și să ne imaginăm și să ne gândim la faptul că în timp ce facem asta, Dumnezeu se bucură. Este un gând minunat. Este un gând minunat să știi că te duci la adunare, Dumnezeu se bucură că te duci la adunare. Ți-ai adus copii la adunare, Dumnezeu se bucură de lucrul ăsta, că El ți-a poruncit să faci asta și tu ai făcut. Dumnezeu se bucură că te rogi, Dumnezeu se bucură că citești cuvântul Lui, Dumnezeu se bucură că asculți cuvântul Lui, Dumnezeu se bucură când te pocăiești de păcatul tău, îți dai slavă lui Dumnezeu prin asta. Chiar dacă lucrurile astea sunt imperfecte și noi căutăm să mergem spre desăvârșire și normal lucrul acesta și Duhul Sfânt va face lucrul acesta progresiv în viața noastră, Dumnezeu se bucură când facem lucrurile acestea. Să ne trezim conștiința cu gândul acesta, să fim interesați de slava lui Dumnezeu. Să nu lăsăm pe diavolul să ne jefuiască prin tot felul de teorii că Dumnezeu nu s-ar bucura de absolut nimic de ce facem noi.